dar și Am lemnul înțeles ăsta că ai. prins e de pe timpul față de pești. Eu vreau să locuiesc aici, nu să stau Da, pentru uitați, colecție. aici este zona de cină cu familia, cu prietenii. Vedeți? Aici a jos o sală de forță, A, asta asta e este interesantă asta. de când cu COVID-ul, atunci proprietarul, fiind culturist, s-a antrenat singur aici. Știți? Arată destul de interesant, nu pot să zic, nu? Haideți să vă mai Dar, arăt. totuși, dacă ați putea, adică, pentru ce am văzut acum la început, nu prea mă uimește așa de Nu, tare, dar vedeți cât mai... de mare este, imposibil, la prețul ăsta este chilipir, 500 de metri pătrați utili. Haideți și aici să vă arăt și aici, vă rog. 500 de metri Scările utili. astea zici că sunt făcute de pe timpul lui Ceașcă, așa E arată. rustic, v-am zis, uitați, aici o zonă din asta frumoasă. Da, foarte frumos, aspiratorul ăsta. Aici încă, nu. Da. Aici e stați, un dormitor. Ce aici. Ia uitați, altă baie, ia uitați, și aici baia asta. Trebuie să mobilat, remobilat complet aici. Da, șefule, da, da. Vedeți aici biroul ăsta și cu lemnul de pe jos și cu tot. Ia uitați ce dormitor, ce spațios e dormitorul. Uitați, aveți și dressing room aici. Bine, dumneavoastră, spuneți-mi acum, serios, între noi vorbim. Dumneavoastră ce câștigați? Cât aveți comisionul pe această casă dacă 2%. Vedeți? 2%. Dacă vă dau eu ăștia 2% și vindeți casa mai ieftin. Păi n-am cum să vă mai ieftin, că mie încă fie trebuie să apară exact suma cu casei. Vă împăresc de treabă, vă luați la 1,5 miliarde. Bun, și jumătate de miliard îmi rămâne să renovez aici eu sau... Eu cred că ajunge o jumătate de miliard să vă face, dar uitați-vă cât de spațioasă e și uitați-vă și pe geam cât spațiu și piscină și tot. Adică asta-i și chiar... zonă foarte liniștită, nu... Nici nu se compară cu celelalte case. Uitați view aici, stați cu soția acolo la piscină. Dați acolo zonă pentru copii. Aveți copii dumneavoastră? Nu, deocamdată, și nici nu plănuiesc pentru viitor să fac. La oricum, puteți să veniți cu prietenii, cu ăsta. Haideți să vă mai uitați pe aici, pe sus, că mai sunt destule camere, zic și eu. Trebuie vizitate toate. Și asigurări? Ce asigurări deține casa aceasta? Ba, asigur eu că totul e ok. Nu, mă refer în caz de... Da, în caz Doamne de... ferește, se rupe acoperișul sau ceva... Sau trebuie în caz să fac de incendiu, separat. În caz de incendiu, o să vă dea 3 sferturi din valoarea casei. Am înțeles. Această casă este evaluată de un expert evaluator la 2 miliarde și jumătate. 2 miliarde și jumătate pentru... Da, pe v-am zis, acest lemn este rustic, este din 1800, nu se mai găsește așa ceva, dar este totul atât de scump. Uitați, ăsta e disc de vinil, de exemplu, primul album al lui Michael Jackson câștigat. Da, nu prea sunt eu cu artiștii și uitați, astea. Mai veniți. Nu prepun eu preț pe chestiile astea, mie îmi trebuie o casă să... Uitați, prin geamul ăsta trebuie să le refac complet. Vine cineva la mine în curte, se uite și mă vede direct ce fac eu pe aici prin casă. Aici păi, nu se pare corect? Puteți să puneți o draperie, ceva... Și dumneavoastră, știți cum e? Aici da, e o... Haide! Da, spălătorie. Haide să vă dau banii, semnăm contractul și restul renovez eu. Dar mai trebuiau niște bănuți să mai cumpăr și eu niște mașini, că nu mai aveam. Cu jumătate de miliard nu mi ajunge să și cumpăr mașini și să și... 300 de mii! Aici este un mic balconaș. Bine, haideți că vă dau... Miliardul. Haideți să coborăm. Mergem din nou la bancă să semnăm contractul? Nu, că am eu hârtile la mine. Mergem aveți jos hârtile? La birou, da. Păi și dacă o să mergeți cu banii, o să vă dau acum banii și plecați spre bancă. Nu vă răpește cineva să vă fure banii?
Păi haide jos în birou ca să mă așteptați acolo până mă duc eu la mașină să iau contractul să-l semnăm cu toți. Da, unde este birou? Haideți după mine. Că eu încă nu știu casa asta chiar așa de bine, că încă nici nu m-am mutat. Credeți-mă că nici eu nu știu atât de bine. Păi văd că știați că are un birou aici undeva. Uitați-l aici, l-am văzut mai devreme, uitați-l aici. Luați un loc acolo pe canapra pe ăsta, mă duc eu la mașină și iau contractul, da? Ok. Haideți să alerg. Ia, s-a întors? Am obosit. Haideți că am venit aici cu contractul. Stați două secunde să-l scot din buzunar. Așa. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Elisei Geo. Domnul Elisei Geo. Proprietar suma de 1.500.000. Haideți, domnule, nu mai scadeți totuși un pic acolo. Nu mai pot, domnule, pentru că n-am. Eu v-am lăsat deja 500.000. Vă dați seama, am făcut costă 500.000 de euro. De o sumă exorbitantă. Bine. Așa, facem aici o garanție împotriva dezastrelor naturale, cum ar fi cu tremur, grindină puternică, inundații și așa mai departe. Mă trec și eu aici, Popescu, Marian, Marius. Da, așa, ofer dumneavoastră să semnați, da? Da. Luați aici. S-o stăpâni sănătos. Bun, poftiți. Gata, am Bun, semnat. Dacă totul este în regulă, poftiți aici și banii. Bun, numai să aveți grijă să nu vă răpească cineva pe drum, că în ziua de azi nu știi la ce te poți aștepta. Eu sunt o persoană cinstită, nu se întâmplă la mine nimic. S-o stăpâni sănătoși și vă doresc o zi minunat. La revedere! Mulțumim, mulțumim, la revedere. Paolo, doamne! Stai pe loc, stai pe loc. Ce-am făcut, șefule? În primul rând să spar cauciucurile, că cu rabă de-asta nu prea se trece pe aici. Ai vândut o casă la un ren? Așa, vezi că am pistolul pe tine. Zi-mă unde-i zona. Șefule, lasă-mă că am și eu copii acasă, am familie. Șefule, dacă vrei, fii atent, auzi. Te văd cu Daci, așa, un pic am mirosit. Îți dau o mașină, numai zi-mă unde-i casa lui. Uite, ți-o pușca și roțile. Nu am voie, șefule. Nu ai voie? Trag așa un glonț de control, să vezi dacă ai voie. Ai voie? Am. Ok, fii atent. Trage aici pe dreapta la tequila. Așa, nu e nimic, aici. Bun. Dacă îl sun pe un băiat. Să nu faci ceva mișcare bruscă că nu fac, ne supărăm. Iartă-mă. Așa. M-auzi? Da, acum am zice unde e. Bun. Este la codul poștal 49. Oh, acolo și-a dat la casă. Și-o permis? Și-o permis, am lăsat. Auzi, ai dat-o scump? 1.500.000. Bine ai făcut. Bine. Poți să pleci, auzi? Da. Bă, du-te.